Vă invit acum să deschidem Sfânta Scriptură și să citim un cuvânt pe care îl avem scris în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, primele 10 versete. Cu respect, vă invit să stăm ridicați și să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, al 19-lea capitol, începând cu primul verset. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau: a intrat să găzduiască în casa unui om păcătos. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este fiul lui Avraam. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Vă invit să vă reașezați. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în această dupămasă, vom vorbi despre chemarea la mântuire. Locul din Scriptură pe care l-am citit ne vorbește despre felul în care Domnul Iisus a chemat la mântuire pe un bărbat cu numele Zacheu. De asemenea, acest cuvânt ne arată pilduitor felul în care Zacheu a răspuns chemării făcute de Domnul nostru Hristos. Cel care cheamă este Domnul Iisus. El ne cheamă să ne mântuim. Chemarea este un har care vine din partea lui Dumnezeu. Este o expresie a dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu este preocupat de destinul nostru etern și voia Lui este să fim salvați și să moștenim viața veșnică. Numele Lui să fie binecuvântat în vecii vecilor. În scopul realizării mântuirii noastre, Domnul Iisus s-a întrupat și a umblat printre oameni plini de har și de adevăr, dovedind cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, că este Mântuitorul, că este Domnul. Într-una din zilele umblării sale pe pământ, Domnul Iisus a ajuns într-un oraș cu numele Ierihon și încă de la intrarea în acel oraș, Domnul Iisus a săvârșit o mare minune, o minune de vindecare, a tămăduit ochii unui om nevăzător și în urma acestui miracol, cu siguranță că foarte mulți oameni și-au dorit cu insistență să îl întâlnească pe Domnul Iisus, să îl cunoască, mai ales că noroadele strigau: trece Iisus din Nazaret. În mulțimea aceia de oameni exista o persoană, un bărbat mic de statură, mai mare al vameșilor, care își dorea foarte mult să vadă pe Domnul nostru Hristos. El nu reușea să facă parte din mulțimea aceea care era în față, mic de statură fiind, probabil disprețuit de cei din jur, n-a avut parte de un loc onorabil în care să se așeze și de unde să îl poată privi pe Mântuitorul nostru, însă s-a silit și a găsit o soluție care stă mai degrabă la îndemâna copiilor. Cuvântul ne spune că el căuta să-l vadă pe Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte, s-a urcat într-un copac, într-un dud, care se găsea pe marginea drumului și, în răbdare, a așteptat ca Mântuitorul, însoțit de cei care erau cu el, de ucenicii lui, să se apropie și să îl vadă apoi pe Mântuitorul. La un moment dat, cuvântul ne spune că Iisus a ajuns în locul în care se găsea Zacheu,
Și surprinzător pentru cei din jur, Domnul Iisus s-a oprit și a ridicat privirile spre copacul în care era Zacheu, l-a țintuit cu privirea pe Zacheu și a adresat un cuvânt. Cuvântul a fost: Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Această adresare este chemarea la mântuire. Oameni buni, Dumnezeu ne face nouă oamenilor cel puțin trei chemări universale. Indiferent de locul în care trăim, indiferent de statutul pe care îl avem între oameni, că suntem tineri sau vârstnici, bărbați sau femei, români sau aparținători a unui alt popor, Dumnezeu ne face aceste chemări. Prima chemare este chemarea la mântuire. Dumnezeu ne cheamă pe toți la mântuire. Domnul Iisus a spus: veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Chemarea la mântuire este pentru toți oamenii. A doua mare chemare pe care Dumnezeu ne face tuturor este chemarea la moarte. Este scris în Biblie și adeverit prin experiența umană că toți oamenii sunt chemați la moarte. Astăzi Dumnezeu a îngăduit să fim în viață, să stăm așezați pe un scaun într-o casă a lui Dumnezeu, dar o să treacă timpul. Și odată cu trecerea timpului ne vom duce și noi în lumea aceasta. Cu siguranță că în urmă cu 150 de ani, prin părțile locului erau oameni care și-au făcut case, care au zidit oraș, au făcut drumuri și care sunt moșii și strămoșii noștri. Dar nu mai sunt acum cu noi. În timpul vieților pământești au trăit zilele așezate de Dumnezeu și când s-a sfârșit, s-a sfârșit. Au fost chemați la moarte. Fără ca să trăim cu spaima plecării noastre în această lume, trebuie să conștientizăm că va veni un ceas când Dumnezeu ne va chema să murim. Vom muri. Vei muri. Acest adevăr este un adevăr incontestabil. Cât se nasc, atâția mor. A treia chemare este chemarea la judecată. Biblia spune că Dumnezeu va chema pe orice om la judecată. În ziua aceea vom sta înaintea Creatorului nostru și vom da seama de faptele pe care le-am făcut în timpul vieții pământești și se va hotărâ destinul nostru pentru eternitate. Trei mari chemări: chemarea la mântuire, chemarea la moarte și chemarea la judecată. Iubirea lui Dumnezeu față de noi, harul lui Dumnezeu arătat prin Iisus Hristos, așează lucrurile în așa fel încât, mai înainte de a fi chemat la moarte și la judecată, Dumnezeu să ne cheme la mântuire. Noi, cei care ne găsim în această după-masă, aici, în casa lui Dumnezeu, suntem binecuvântați în plus față de alții care n-au venit sau n-au putut veni. Pentru că tocmai prezența noastră într-o casă a lui Dumnezeu, într-o atmosferă ca aceasta, este o expresie a harului lui Dumnezeu, o ușă deschisă pentru mântuire, o cercetare din partea lui Dumnezeu, o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru toate acestea. Chemarea la mântuire. Pândemn să ne uităm la pasajul citit și în mod deosebit la cuvintele pe care Domnul Iisus le-a adresat lui Zacheu și să înțelegem că, întâi de toate, chemarea la mântuire este o chemare personală. Iisus își începe rostirea zicând: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Chemarea a început cu rostirea numelui acestui bărbat. Iisus nu se adresează general, ci îl se adresează în mod foarte specific, concret. Zacheie, rostește numele unui bărbat. E posibil că acolo să fi fost și alții, dar de această dată chemarea are un profund accent personal. Învățătura care se desprinde din această adresare
este că Dumnezeu, când cheamă la mântuire, cheamă oameni în mod personal și li se adresează în mod personal și le cere un răspuns personal. Dumnezeu cheamă pe oameni la sine, este preocupat de oameni, iubește pe oameni, dorește binele oamenilor, știe de necazul oamenilor. El cheamă oamenii la sine pe nume, că așa stau lucrurile. Aduceți-vă aminte cum Dumnezeu l-a chemat pe primul om după ce păcătuința s-a ascuns în Eden. Dumnezeu l-a căutat, l-a chemat zicând: Adame, Adame, unde ești? Mai târziu un bărbat a auzit chemarea lui Dumnezeu, era în țara lui, urma să iasă din țara lui, să se ducă într-o țară pe care urma să o arate Dumnezeu, și noaptea aceea Dumnezeu i-a zis: Avraame, Avraame. Altădată, un păstor păstorea oile socrului său, se găsea în munții Madian, într-o împrejurare asupra căreia Scriptura nu ne spune prea multe, un rug s-a aprins, nu se mai stingea, și curios, bărbatul s-a apropiat să vadă ce este. Iar din rugul aprins, glasul lui Dumnezeu l-a chemat cu cuvintele: Moise, Moise. Dumnezeu cheamă pe nume. Un copil, un tânăr, un tinerel, dormea în casa lui Dumnezeu, în cortul lui Dumnezeu. Era noapte, el era prezent zi și noapte în casa lui Dumnezeu, dar în noaptea aceea somnul lui n-a fost liniștit, pentru că repetate rânduri, un glas dumnezeiesc îl trezea cu cuvintele: Samuele, Samuele. Dumnezeu cheamă pe nume. Mai târziu, după învierea Domnului nostru Hristos, un persecutor al bisericii creștine s-a pornit cu mânie mare împotriva creștinilor din Damasc, dar înainte să ajungă el în Damasc, Domnul Iisus l-a întâmpinat. A făcut ca miez de zi să strălucească din cer o lumină mai puternică decât lumina soarelui și un glas Dumnezeu s-a auzit zicând: Saule, Saule. Dumnezeu cheamă pe nume, ca în locul citit, Iisus să se adreseze acestui bărbat cu cuvintele: Zacheie. Chemarea la mântuire, oameni buni, este o chemare personală. Trebuie să ne fie fiecăruia dintre noi bine așezat în inimă adevărul că Dumnezeu cheamă oamenii la sine, că este preocupat de fiecare om, de fiecare individ, că El se apleacă la oameni și cheamă la sine pe oameni. Chemarea este personală. Dumnezeu ne cheamă la sine. Dumnezeu cheamă pe fiecare dintre noi la sine. Îngăduiem să fac o adresare cât se poate de specifică, de personală. Dumnezeu te cheamă la mântuire. E chemarea lui Dumnezeu care se rostește, se adresează, se îndreaptă înspre tine. Cuvintele Zacheie, dă-te jos, trebuie să înțelese în această dupămasă aici, în Sebiș, ca referindu-se la numele nostru. Pe noi ne cheamă Dumnezeu. Avem dreptul să așezăm numele nostru acolo și să zicem: pe mine mă cheamă Dumnezeu. Despre mine este vorba. Eu trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Eu sunt cel chemat. Eu trebuie să fac o schimbare în viața mea și să mă întorc la Dumnezeu. Chemarea este o chemare personală. În al doilea rând, chemarea la mântuire este o chemare la pocăință, la umilință. Iisus a zis zicând, El a vorbit zicând: Zacheie, dă-te jos, de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Aceste următoare cuvinte subliniază că atunci când Dumnezeu cheamă pe om la mântuire, El cere ca omul să facă o schimbare. Zacheie, dă-te jos de grabă. Se cere o schimbare. Nu e posibil ca cineva să răspundă chemării la mântuire și să nu facă o schimbare. Cuvintele dă-te jos de grabă cer o schimbare. O schimbare care trebuie făcută în mod urgent, rapid. Chemarea la mântuire este o chemare la umilință, la pocăință. Prin natura împrejurărilor de atunci, Zacheu era urcat în copac, iar Domnul Iisus era la picioarele, la rădăcina copacului, la picioarele lui Zacheu. Zacheu privea cumva de sus în jos, iar Mântuitorul se uita înspre el de jos în sus. Iisus îi spune lui Zacheu: dă-te jos. Eu nu știu din ce stări trebuie să ne coborâm în umilință la picioarele lui Dumnezeu, dar să fie limpede.
Nu există mântuire pentru omul care nu se smerește înaintea lui Dumnezeu. Nu există iertare de păcate, nu există salvare, nu există răscumpărare fără smerenie, fără căință, fără întoarcere la Dumnezeu. În circumstanța de atunci, Zacheu se găsea într-o stare și Iisus într-o cu totul altă stare. Vă rog, imaginați-vă, aici, în partea aceasta, ca un tărâm, ca o stâncă înaltă, ca un spațiu care se deschide larg și care spațiu se sfârșește cu o prăpastie. Se taie așa ca o falie care desparte efectiv în două, desparte în două tărâmuri. Aici o prăpastie adâncă, în partea aceasta un tărâm și în partea opusă un alt tărâm. Noi ne găsim pe partea aceasta. Iisus este pe partea cealaltă. La mijloc o prăpastie adâncă. Pe partea noastră este viața așa cum ne-o știm, ne-am structurat-o și ne-am gândit-o. Viața noastră veche, viața în copacul vieții noastre, în dudul vieții noastre. Pe partea cealaltă este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Chemarea la mântuire înseamnă să părăsești domeniul, tărâmul vieții vechi și să treci de partea lui Dumnezeu, de partea Domnului Iisus. Chemarea la mântuire nu înseamnă să zici Domnului Iisus, Doamne Iisuse, vino la mine. Mântuire nu înseamnă să spui lui Iisus, urcă-te lângă mine în copacul meu. Mântuire nu înseamnă să-L adaugi pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, la viața ta veche. Să rămâi cum ești, să trăiești cum ești și lângă felul de viață și lângă felul de a trăi pe care îl ai până în prezent, să-L adaugi și pe Hristos. Sunt oameni care îl doresc pe Hristos, dar adăugat la viața lor veche. Ei nu sunt gata să facă o ruptură cu viața lor veche și să treacă de partea Domnului Iisus. Chemarea la mântuire, oameni buni, cere să facem o ruptură cu viața veche și să trecem de partea Domnului nostru Hristos. Întâi de toate, chemarea la mântuire este o adresare personală, dar adresare cu un scop clar. Se cere să rupi cu viața veche. Câte vreme rămâi în viața veche, nu poți fi mântuit, să fie clar. Câte vreme rămâi la vechile obiceiuri, câte vreme trăiești ca un om din lume, câte vreme trăiești în păcat, oricâtă credință intelectuală, teoretică ai avea, oricât de des ți-ar fi pe buze numele Iisus, câte vreme rămâi în viața veche, nu poți fi mântuit. Cuvintele dă-te jos, cer o rupere cu viața veche. Aici este lecția, sensul acestor cuvinte. Zacheie, dă-te jos, adică se cere pentru a fi mântuit să faci o rupere radicală cu trecutul, cu tot ceea ce a fost și să treci cu totul de partea Domnului Iisus Hristos. Altfel nu există mântuire. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze și să ne dea putere să facem această rupere cu trecutul. Amin. În al treilea rând, chemarea la mântuire, după cum citim în aceste versete, este o chemare urgentă. Iată ce a zis Iisus. Zacheie, dă-te jos, de grabă. Cuvântul de grabă subliniază urgența chemării la mântuire. Chemarea la mântuire comportă nota unei urgențe absolute. Mântuirea sufletului, oameni buni, nu este o chestiune care suferă amânare. Nu putem să zicem ceva de genul, lasă că mai am timp. Mântuirea sufletului nu este o chestiune secundară, auxiliară, ci este ceva, este un imperativ, o cerință a lui Dumnezeu. Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu și acest lucru trebuie săvârșit de grabă. Zacheu ar fi putut să spună, Doamne Iisuse, dreptate ai. Îți mulțumesc și mă simt onorat că mi te adresez. Îți promit că mă voi da jos, dar mâine. Ce credeți că s-ar fi întâmplat dacă Zacheu ar fi avut o asemenea reacție? Nu trebuie să spui aceste cuvinte, este suficient să nu faci nimic. Sunt așa de mulți oameni care sunt doar admiratori ai lui Iisus, nu ucenici. Sunt așa de mulți oameni care vorbesc despre Iisus, dar nu-L urmează pe Iisus.
Sunt chiar oameni care îl cheamă pe Iisus, dar când Iisus îi cheamă pe ei, nu merg după Iisus. Îl cheamă pe Iisus în mijlocul necazurilor lor, în domeniul vieții vechi. Dar nu sunt gata să părăsească domeniul vieții vechi și să treacă de partea lui Iisus. Domnul Iisus cere, când cheamă pe oameni la mântuire, ca în mod urgent, cu mare grabă, să ia hotărârea să se întoarcă la Dumnezeu și să acționeze imediat. Mântuirea sufletului nu este un auxiliar, un secundar al existenței noastre. Relația cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, angajarea în credință față de Iisus, devenirea ca ucenic a Domnului Iisus, transformarea ta din om în ucenic al lui Iisus, în om mântuit, din om în om mântuit, nu e o chestie pe care să o amâi. E ceva absolut urgent. De aceea Iisus a zis, dă-te jos de grabă. Iată cuvinte simple, dar pline de mesaj și de sens. Chemare personală, te cheamă Dumnezeu în mod personal. Dă-te jos, fă o ruptură cu felul tău de viață de până în prezent. Pune hotar păcatelor tale. De ce să trăiești mai departe în păcat? Dumnezeu să fie lăudat, ne-a binecuvântat și am venit împreună în biserică. Dar nu-i de ajuns. Poți să vii la biserică fără să vii la Domnul Iisus. Poți să mergi la biserică fără să rupi cu trecutul păcătos. Chemarea la mântuire cere rupere urgentă cu trecutul păcătos. Aduceți-vă aminte ce spunea Daniel odată unui rege, unui om foarte mare al lumii acesteia. I-a adresat cuvintele, împărate, placă-ți sfatul meu, rupe-o cu nelegiuirile tale și trăiește în neprihănire. Chemarea la mântuire cere o rupere radicală cu trecutul, o rupere urgentă cu trecutul. Și o întoarcere urgentă la Domnul nostru Hristos. Când este vorba de mântuire, eu am băgat de seamă cu mulți dintre semenii noștri, deși sunt convinși că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, totuși spun că mai au timp. Amână de la o vreme la alta. Zăbovesc în împietrire. Pierd timpul. Se autoamăgesc zicând că altă dată se vor întoarce la credință, se vor împăca cu Dumnezeu. Mai în zilele acestea am vizitat părinții. Tatăl meu e un om cu frică de Dumnezeu, dar n-a fost așa dintotdeauna. Eu m-am întors la Domnul în 1991, mama mea un an, doi, poate câțiva mai devreme, iar tatăl meu abia în urmă cu 6 ani, 7 ani. Imediat după ce m-am întors la credință, l-am îndemnat să se întoarcă la Dumnezeu. Am vorbit mult despre credință. Odată m-a înfruntat zicându-mi să nu mai spui niciodată ce să fac. Eu te-am născut pe tine, așa că eu spun ție ce să faci și mie tu ești înainte alta. Ba! N-am zis nimic, i-am respectat alegerea, cuvintele, dar am continuat să mă rog. Pe vremea aceea nu eram căsătorit, începusem deja slujirea, în slujba pastorală și într-una dintre zile, mergând în vizită pe la părinții mei, mama îmi zice, Nelu, ar fi bine să te așezi la casa ta, să-ți faci familie, un sfat părintesc bun. Eu, de acolo, primeam sfatul, dar așa, oarecare stare de disconfort interior pe care tatăl meu l-a citit. A intervenit între noi și a zis, Ana, că așa o cheamă pe mama, lasă-l în pace pe feciorul ăsta cu însurătoarea. Că așa el e cu însurătoarea cum sunt eu, cu pocăința. Știu că trebuie, dar mai am vreme. Dumnezeu i-a dat har și a apucat ceasul când s-a întors la Dumnezeu, chiar în mijlocul unei încercări mari. Dar știi, dumneata, că vei apuca acel ceas? Eu socot că ocazia acestei serii este cea mai nimerită ca să faci ruperea cu trecutul și să treci de partea lui Dumnezeu, să te întorci la Dumnezeu. Poți să vii ani de zile la biserică și să nu fii de partea lui Iisus. Pentru că dați-mi voie să observ că noi oamenii suntem capabili să facem sisteme religioase fără Iisus. În tărâmul vieții noastre vechi, suntem capabili să croim sisteme religioase fără Iisus.
chiar sisteme religioase pe temă creștină fără Iisus. Confesiune creștină fără Iisus suntem în stare să facem. Amintiți-vă, vă rog, de biserica din Laodicea care a primit din partea lui Iisus cuvânt de mare mustrare și atenționare. Printre altele, li s-a spus că dacă nu se vor pocăi, vor fi vărsați, vor fi lepădați. Iisus a zis acelei biserici, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine, întreb eu. Oamenii aceia, biserica aceea era o biserică creștină. Iisus se adresează unei biserici creștine. Și unei biserici creștine, Domnul Iisus îi spune, eu stau la ușa ta și bat. Cum e posibil ca Domnul Iisus să bată la ușa unei biserici creștine, în afară să fie Iisus și înăuntru ce e înăuntru? Dacă Iisus e afară, ce e înăuntru? E ciudat să observ, înăuntru era creștinismul. Iisus era afară și înăuntru era creștinismul. Nici la două generații după înălțarea Domnului Iisus, deja s-a conturat un fel ciudat de creștinism. Un creștinism fără Iisus. Un creștinism fără Iisus. Doctrină creștină, cântare creștină, slujbă creștină fără Iisus. Chemarea la mântuire înseamnă să treci de partea Domnului Iisus. Mântuire înseamnă să devii ucenic a Domnului Iisus. Noi oamenii suntem capabili să facem sisteme religioase fără Iisus. Acum dă-mi voie să te întreb. Urmezi lui Iisus? Sau doar o confesiune creștină, dar Iisus nu e în centrul vieții? Cum ne vom da seama dacă Iisus este în centrul vieții? Iisus, când e Domnul unui om, viața acelui om este schimbată. Când Iisus conduce viața unui om, bărbatul acela nu mai trăiește în păcat. Femeia aceea nu mai păcătuiește. Când Iisus este pe tronul inimii unui om, unui suflet, sufletul acela urmează lui Iisus, ascultă de Iisus, îl iubește pe Domnul Iisus, se roagă Domnului Hristos. Citește cuvântul Domnului Hristos. E plin de pasiune pentru Domnul nostru Hristos. Îl iubește din inimă. E gata să-și dea și viața pentru Domnul Iisus. Centrul vieții lui este Domnul Iisus. El își găsește pacea și liniștea pe urmele Domnului Iisus. Poți fi creștin fără Iisus, nu creștin mântuit. Creștin nominal, din acela confesional, care în urmă mere în iad, pentru că nu-i născut din nou și nu-L urmează pe Iisus, deși vine la biserică duminică de duminică. Viața nouă face diferența, oameni buni. Prin cuvintele acestea, Zacheie, dă-te jos de grabă, se cere să trecem de partea lui Iisus în grabă mare, în urgență mare, de mare urgență, că ce știi, dar dacă mori? Domnul să ne dăruiască izbândă, viață lungă, dar socotel multe în speranța asta să nu ne facem, că nu știm ce va urma. Vă îndemn să ne uităm mai departe la cuvintele lui Iisus și să înțelegem din următorul cuvânt încă ceva foarte însemnat despre mântuire. Chemarea la mântuire are valabilitate limitată. Iată ce scrie. Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Chemarea la mântuire are valabilitate determinată. Nu va fi Dumnezeu favorabil la nesfârșit. Noi credem în harul lui Dumnezeu și îl vestim. Și ne rugăm ca acest har să se mulțească și să-l reverse Dumnezeu mai departe, peste oameni, peste orașele și satele noastre, peste țara noastră, peste familiile și bisericile noastre. Dar dați-mi voi să observ că în Scriptură se anunță că harul lui Dumnezeu are valabilitate determinată, ca timp. Are un început și are un sfârșit. Și cuvintele, dă-te jos de grabă, căci astăzi, cuvântul astăzi arăta că acel ceas era ceasul lui Zacheu. Fiecare om are un ceas al lui. Există un ceas al cercetării pentru fiecare om. Există o vreme a îndurării pentru fiecare om.
Există o vreme, o perioadă din viața noastră când ușa înspre Dumnezeu e deschisă, când Dumnezeu ne este favorabil, când ne vorbește, ne ajută, ne cercetează, ne caută, ne primește. Îngerii Lui sar în ajutorul nostru și ne păzesc. Dar vremea aceea, dați-mi voie să vă spun, nu ține la nesfârșit. Nu la nesfârșit Iisus este pe strada noastră. Nu la nesfârșit ne spune vino. E o vreme. Și dacă în vremea aceea îi răspunzi, ferice de tine, iar dacă te împietrești și îl refuzi, e vai de tine. Unei femei Iisus i-a zis, i-am dat, sau despre o femeie Iisus a zis, i-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea. Și pentru că nu vrea, am să o vesc, am să o pedepsesc. Amintiți-vă de cuvântul din cartea profetului Isaia, care vorbea din partea lui Dumnezeu cu cuvintele, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Există o vreme. Există o vreme când îl poți chema pe Dumnezeu, îl poți căuta pe Dumnezeu și îți răspunde. Și cum vei face lucrul acesta practic? Același profet continuă zicând să se lasă cel rău de calea lui și să se întoarcă la Dumnezeul nostru care nu obosește, iertând, slăbit să fie numele Lui. E har în Dumnezeu. E disponibilitate, dispoziție, pasiune, dorință de a ierta, de a transforma, de a mântui. Dar noi trebuie să facem un gest minimal. Să ne întoarcem la Dumnezeu acum. Acum. Căci astăzi, astăzi este vremea mântuirii. Iată ce spune, spre exemplu, cuvântul lui Dumnezeu în epistola 2 Corinteni, capitolul 6. Ca unii, versetul 1, care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să nu faceți așa, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. El, căci El zice, la vreme potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Nici măcar astăzi nu este un timp suficient. Nu este un timp suficient de concret, de specific, ca să ne întoarcem la mântuire. Scriptura spune în acest loc că nu astăzi. Astăzi este cu sensul de acum, în această clipă. Nu astăzi, adică în următoarele 24 de ore, până diseară, până la miezul nopții. Ci astăzi cu sensul de în această clipă, în acest moment, e ceasul mântuirii. E vremea întoarcerii la Dumnezeu. Cuvintele Zachei, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta, ne pun în față acest mesaj. Chemarea la mântuire are valabilitate determinată și trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. În părțile noastre, o femeie a fost cercetată de Dumnezeu mult timp și după o vreme a hotărât să se întoarcă la credință. Se îmbolnăvise. Boala mergea rău, starea de sănătate se agrava pe zi ce trece. Și văzând în ce stare se găsește, s-a rugat lui Dumnezeu. Nu știu cum se face că atunci când suntem în suferință ne facem deodată mai sensibil, mai sensibil la cele duhovnicești. Mergeți, vă rog, în orice salon de spital și mai ales la acelea unde sunt bolnavi internați la oncologie, să vedeți cât îți de flavioși. Boala ne moaie. Femeia aceasta a fost sensibilizată și s-a înmuiat. Dumnezeu să dea sănătate fiecăruia. Să dea putere fiecăruia. Să vindece bolnavi. Amin. Sensibilizată, modelată prin suferință, a trimis după noi și a zis că vrea să se boteze în apă. Am stat de vorbă mult și după ce s-au încheiat discuțiile, am hotărât împreună că botezul va avea loc într-o zi de sâmbătă. Ne-am dus acasă la această femeie, împreună cu un grup de frați, toate au fost pregătite ca să săvârșim la domiciliu, ca să erau împrejurările și stare de sănătate, botezul. Când am ajuns acolo, femeia ne-a surprins zicându-ne că ea nu mai vrea să se boteze acum. Întrebat-o de ce? Și a spus, fraților, eu nu îl resping pe Iisus, eu doar nu vreau să mă botez acum. Marți vreau să mă botez.
fiica mea s-a pornit pe drum și o să ajung acasă. Eu vreau să fie și ea la botez. Astăzi nu mă botez. Mă marți. Spus, soră, nu-i bine. Amânarea asta nu-i bună. E mai bine să-ți predai viața lui Dumnezeu acum, cu tot sufletul tău. Lasă-mi pace până marți. Dacă va fi să fie marți, se va bucura fiica ta să te vadă botezată. Sau nu se va bucura. Pentru că nu era întoarsă la Dumnezeu nici fiica ei. Nici cum n-a vrut să ne asculte. I-a respectat alegerea, ne-am despărțit cu gândul să revenim marți pentru încheierea legământului ei cu Dumnezeu. Lucrurile au căpătat cu tot o altă direcție. I s-a făcut rău, foarte rău, duminică înspre seară a decedat. Și marți, cu fiica ei la căpătăi, era în mormântare. N-a înțeles ceasul mântuirii. De ce să amâi? Știi ce urmează mâine? Mai bine e să facem, cum a zis Daniel, pune hotar păcatelor tale. Trăiește în dreptate, în neprihănire. Întoarce-te la Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. În al cincilea rând, chemarea la mântuire este un imperativ, este un trebuie. Iisus a zis, Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Mântuirea nu e ca sania, vara sau carul, iarna. Mântuirea este un imperativ, este un trebuie. Trebuie să ne fie iertate păcatele și să primim mântuirea. Dacă cineva este bolnav, el trebuie să se ducă la doctor. Imaginați-vă un om care este măcinat de o boală incurabilă. Trebuie să intervină urgent. Orice amânare costă. Trebuie să se trateze. Că cineva este obosit, trebuie să se odihnească. Că cineva este flământ, trebuie să se hrănească. Dacă cineva este însetat, trebuie să-și potolească setea, bând apă. Sunt atâtea acțiuni, sunt atâtea stări și situații în viața noastră în dreptul cărora nu zăbovim. Dar când e vorba de mântuire, zăbovim. Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Mântuirea este un imperativ, este un trebuie. De fapt, singurul lucru care va conta cu adevărat în viața asta este dacă am fost sau nu mântuiți. Am ajuns la această concluzie. Asta contează cu adevărat. Și asta rămâne. Nu știm când va fi sfârșitul vieții noastre. Nu știm când va veni Domnul. Imaginați-vă că venirea Domnului, fie prin moartea noastră, fie prin revenirea lui Iisus pe norii cerului, ar avea loc peste 2 ani. Imaginați-vă asta. În viață ne dorim să realizăm mult, să muncim, să avem o viață mai bună. Poate, cine știe ce ambiții vor avea cei mai tineri sau mai în vârstă, că așa e fiecare om, într-un fel sau altul. Imaginați-vă că deja ne-am găsit în anul 2514, la 498 de ani după ce am murit sau după ce a venit Domnul. Aș vrea să vă întreb, va mai conta pe vremea aceea dacă am fost bogați sau săraci pe pământ? Va mai conta pe vremea aceea dacă am trăit în România sau în America? Va mai conta pentru un suflet ajuns pe lumea de dincolo? Dacă a fost apreciat sau disprețuit? Dacă i s-a dat dreptate sau nu? Dacă a fost sărac sau bogat, educat sau needucat? Respectat sau lipsit de respectul celor din jur, nu o să mai conteze. Un singur lucru va conta. Dacă ești mântuit, asta contează. Oameni buni, lucrurile lumii acesteia ne pot ușor acapara atenția și resursele ca să trăim pentru lumea aceasta.
ci mânați de ambiții trecătoare să ne dorim să realizăm în această lume lucruri pentru care suntem în stare să plătim orice preț, inclusiv lipsa credincioșiei față de Iisus. Numai să ne atingem scopurile. Și mori. Și ce-ți rămâne? Să luăm cu noi viziunea mântuirii sufletului nostru. Că ăsta e cel mai important lucru. Mi-a rămas adânci în suflet, frate, de cuvintele alea din vorbele noastre de alaltă. Cel mai important e să fii mântuit. Cel mai important e să fii mântuit. Dacă reușești în viață să faci școală și să promovezi în ochii oamenilor, fii sau nu fii important, dar important e să fii mântuit. Oamenii caută, fug după nume, fug după putere, fug după bani, fug după confort, dau din coate, se împing în față, tineri sau bătrâni la oaltă. Și vine moartea peste tine. În ție lumea mai dragă. Ți se trage preșul de sub tine și te duci. Și atunci mai rămâne ceva. Mântuit sau nemântuit? Dacă ar fi să mor la noapte, cum ești? De aceea Iisus a zis, trebuie să rămân în casa ta. Fără Iisus, viața n-are sens. Fără Domnul Iisus, viața n-are sens. El este acela care centrează existența noastră, dă sens vieții noastre, bucurie inimii noastre. Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem la El. Pentru că în al șaselea rând, chemarea la mântuire cere alipirea de Iisus. Iată cuvintele. Trebuie să rămân în casa ta. Nu zice trebuie să trec prin casa ta. Nu spune trebuie să-ți fii oaspete pentru o zi, pentru o seară. Casa noastră nu este chemată să fie un loc de popas pentru Iisus, ci o casă în care să rămână Iisus. Nu un hotel sau o pensiune, ci un domiciliu pentru Iisus. Trebuie să rămân în casa ta. În spatele acestor cuvinte, eu citesc un principiu fundamental. Chemarea la mântuire cere alipirea definitivă și exclusivă față de Iisus. Mântuirea cere alipire definitivă și exclusivă și ascultare totală de Iisus. Trebuie să rămân în casa ta. Nu sunt doar cuvintele, trebuie să-ți fiu oaspete, trebuie să ne bucurăm împreună, am nevoie de ajutorul tău. Nu, cuvintele rămân, să rămân în casa ta, în spatele acestor vorbe, e un principiu fundamental al vieții creștine. A fi creștin înseamnă să fii alipit definitiv și exclusiv, nu alipit împreună cu alte alipiri de Iisus. Lângă alte alipiri pe care le-ai în viață, le adaugi pe Iisus. Nu, o alipire exclusivă și nu temporară, ci definitivă. Să rămân, nu să vizitezi casa ta, să rămân în casa ta. Este o rămânere înspre veșnicie. Nu o zi, o săptămână, un an, jumătate de viață, o eternitate, să rămân în casa ta. Cine se întoarce la Hristos are parte de o reașezare definitivă și irreversibilă a vieții. Numai așa putem să fim mântuiți. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Adevărul este că noi ne putem ușor alipi de oameni. Iisus vrea să fim alipiți de El. Vă îndemn, stimați frați, să urmăm lui Iisus și nu oamenilor. Oamenii vor încerca să ne facă să pășim după ei. Atâta vreme cât ei pășesc pe urmele lui Iisus, putem lua aminte la ce spun. Dar dacă vreun om, oricum l-ar chema și orice slujba ar avea, încetează să mai urmeze lui Iisus. Dumneavoastră continuați să urmați lui Iisus și pe omul acela lăsați-l în urmă. Preot, pastor, orice ar fi, aș îndrăzni să spun că atunci când o comunitate creștină locală, când o biserică confesională încetează să urmeze lui Iisus, se cere cu urgență ca ucenicii lui Iisus să continue mai departe urmându-L, chiar dacă lasă în urmă acea biserică. Nu pe oameni, nu religie, la Iisus suntem chemați să mergem.
care este Domnul și Mântuitorul nostru. Slăvit să fie numele Lui. A fi răspicat atâta timp cât un om, cât o biserică sau confesiune urmează lui Iisus, să fim acolo și noi. Iar când oamenii aceia, sau confesiunea, sau biserica aceea întoarce spatele lui Iisus, se pune în ostilitate, în relație de ostilitate față de Iisus, ieși de acolo și urmează-L pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că asta contează. Nu oamenii. Nu oamenii. În spatele acestor cuvinte, cred că sunt adevăruri de care în vremea aceasta și în generația aceasta avem nevoie și probabil că vom avea tot mai mult. În al șaptele rând, mergând pe cuvintele lui Iisus, înțeleg că chemarea la mântuire este o chemare pe care trebuie să o ascultăm. Uitați-vă, vă rog, la felul în care decurge narațiunea. După ce Iisus sfârșește adresarea, versetul 6 ne prezintă reacția lui Zacheu. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Iată ce răspuns. Chemarea la mântuire este o chemare pe care trebuie să o asculți. Iisus se adresează pe nume Zacheie. Îl cheamă la o schimbare, la o rupere radicală cu starea în care se găsea. Dă-te jos. Îi cere să ia o decizie imediat, de grabă. Că valabilitatea chemării este limitată temporal. Astăzi. Că e imperativ, e necesar, e urgent să se mântuiască. Trebuie să se alipească exclusiv de Iisus, să rămână în casa ta. Și când omul a auzit un asemenea mesaj, uitați ce a făcut. S-a dat jos. Nu scrie s-a dat jos, ci s-a dat jos în grabă. Cuvintele în grabă arată urgența, reacția promptă, răspunsul dat imediat, fără ezitare. Surprinzător, șocant de surprinzător. Și l-a primit cu bucurie. Nu e o dare jos din copac, așa, spaima, frică, a presiunea din partea celor din jur, nu, ci izvorâtă din inimă. L-a primit cu bucurie, s-a dat jos în grabă, a zis, cu toată inima mă întorc la Dumnezeu, nu mă las. S-a dat jos în grabă. Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem cu credință și cu bucurie și cu mare entuziasm la Domnul Iisus, care are milă de noi, slăvit să fie în numele Lui. Pentru că în ultimul rând, chemarea la mântuire este o chemare care îți schimbă viața. Mi-a plăcut motoul vostru. Iisus te iubește și te schimbă. Iată ce urmează. Când au văzut lucrul acesta, cei din jur cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască în casa unui om păcătos, să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului. Și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Aici are loc o transformare, o schimbare, o schimbare pe care o face credința, pe care o face Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. E o înnoire din interior. Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Omul acesta dezvoltă virtute tocmai în domeniul slăbiciunii lui. Și asta e pocăința și nașterea din nou. Că acolo unde ai slăbiciune să dezvolți virtute. Acolo unde e prezent răul și păcatul care îți domină viața, să se așeze dreptatea și neprihănirea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Ești băutor, bei, consumi alcool, acolo să se vadă sfințenia lui Dumnezeu. Ești prins în tot felul de relații care te compromit. În slăbiciunea aia, prin pocăință, prin întoarcere la Dumnezeu, în locul ei trebuie să se pună virtutea. Zacheu avea o problemă. Năpăstuia pe săraci. Avea o funcție. Era mai mare al vameșilor. Cerea impozite peste impozite, năpăstuia. El o recunoaște. Am năpăstuit pe cineva. Cu jumătate de gură recunoaște. Dacă am năpăstuit pe cineva, cum și noi facem? Frate, dacă ți-am greșit, iartă-mă. Păi ne știm că am greșit. Fie și așa, numai să ne împăcăm. Omul acesta,
Omul acesta dovedește virtute în domeniul în care înainte a avut slăbiciune. Asta este mântuirea. Asta este nașterea din nou. Iisus ne schimbă viața. Slăvit să fie numele Lui. Ne va aduce bucurie, ne va aduce pace, liniște, un nou destin, o nouă perspectivă, o viață nouă. Și toate acestea, pentru slava Lui Dumnezeu, pentru bucuria și mântuirea noastră. Amin. Acum dăm voie să te întreb. Viața ta a fost schimbată de întâlnirea cu Iisus? Viața ta a fost schimbată de întâlnirea cu Iisus? Dacă vii la biserică și trăiești viața veche, dăm voie să spun că ești un adept, un membru al unei biserici, dar nu ucenic al lui Iisus. Ucenicii lui Iisus trăiesc viața nouă. Dumneavoastră, știți că așa e. Ucenicii lui Iisus trăiesc viața nouă. Chemarea la mântuire schimbă viața. Acela care face înnoirea este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și cel care beneficiază de această înnoire devine ucenic al lui Iisus, urmaș al lui Iisus. Pașii lui calcă în pașii Mântuitorului și voia lui Dumnezeu este împlinită. În seara aceasta am vorbit despre chemare la mântuire. M-a avut în atenție o narațiune biblică, un text simplu și frumos. Chemarea lui Zacheu. Iisus l-a chemat personal. Zacheu, așa ne cheamă și pe noi. L-a chemat la umilință. Dă-te jos. Nu l-a umilit, l-a chemat să se smerească. Și această smerenie nu ne depersonalizează, ci ne înnobilează. Această rupere cu starea veche nu e în paguba, ci în folosul nostru și spre binele nostru. Zacheu a făcut ruperea aceea. Dă-te jos de grabă. Chemarea la mântuire este urgentă, de grabă. E cu valabilitate temporară, căci astăzi este un imperativ, trebuie. Cere alipirea definitivă și exclusivă de Domnul Iisus să rămân în casa ta. E o chemare pe care trebuie să o asculți. Pilda lui Zacheu ne inspiră. Zacheu l-a primit cu bucurie, s-a dat jos în grabă. Vrem să limităm pe acest om. Și în final, Dumnezeu a intervenit făcând schimbarea. Noi nu ne putem schimba. Dumnezeu ne schimbă. Puterea Duhului ne transformă. Dar această putere vine doar la acela care face un pas inițial. Dă-te jos. Dă-te jos. I-am auzit pe mulți spunând, nu pot crede. Știu. Dar la biserică poți veni. O rugăciune poți face. În Biblie poți citi. Nu pot crede, zicea cineva. Nu pot crede. Nu pot crede nici cum. Da, nu poți. Dar ceva poți să faci. Vorba lui Dietrich Bonhoeffer. Poți să faci o ascultare inițială. Un ceva de început, acel pas incipient, mic, dar semnificativ. Poți să spui rugăciune. Și dacă nu crezi, poți să spui rugăciune. Poți să vii la biserică. Petru n-a crezut că poate umbla pe ape. Da, a făcut pasul. Nu e ieșit de a sărit în ajutorul Iisus. Așa este și aici. Există o ascultare inițială, un ceva ce pleacă de la noi, în urma îndemnului lui Iisus. Acea scânteiere, acel s-a dat jos în grabă. Transformarea a continuat. Iisus l-a luat pe după umăr, s-au dus pe drum, până au intrat în casă, moțera din casă, părtășia și toate. În final a ieșit o frumusețe de caracter, care s-a întipărit atât de puternic în conștiința comunităților creștine primare, încât numele acelui mai mare al vameșilor anonim pentru cei mai mulți a devenit un reper pentru creștini. Fratele Zacheu. Așa s-a știut. Chemarea la mântuire schimbă viața.